Polițiștii hunedoreni au sărbătorit ziua lor nu doar cu colegii de breazlă, ci și cu cetățenii și cum altfel decât cu demonstrații specifice. Am dorit să venim și în mijlocul cetățenilor să ne prezentăm o parte a activității noastre prin organizarea unor ateliere de lucru ale diferitelor servicii, inclusiv un exercițiu demonstrativ al polițiștilor de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, un exercițiu demonstrativ cu câinii de urmă și de însoțire desfășurat de către polițiștii Serviciului de Intervenție și Acțiuni Speciale. Sperăm ca prin această acțiune să fim mai aproape de cetățeni care să înțeleagă o parte din specificul activităților noastre și să ne sprijine în viitor pentru a aplica împreună legea. De asemenea, polițiștii Serviciului pentru Acțiuni Speciale au prezentat și un exercițiu de intervenție protecție VIP, iar cei de la criminalistică au susținut un exercițiu demonstrativ cu câinii de urmă și de însoțire. Toți cei prezenți la acest eveniment au fost impresionați de demonstrațiile polițiștilor și în special cei mici. Ce ți-a plăcut mai mult? Sunt pregătiți să fie alături de noi. Căței, ți-au plăcut? Da. Și suntem mai liniști. Cu armele, că le-au tras cu armele, ți-au plăcut? De noi. Da. Vă mulțumesc. Alea mi-a plăcut cel mai mult. Și partea mai întâi cu... partea întâi. Polițiștii hunedoreni. Și câinii ți-au plăcut? Da. Sala de ședințe. Ți-ar plăcea să devii polițist? Da. De ce? Pentru că manifestările legate de sunt importante. La mulți ani. Mai mult că a sărit câinii pe omul ăla. Altceva? Mi-a plăcut că l-au aruncat pe hoț. În cadrul acestui eveniment a avut loc și o expoziție cu cele mai vechi mașini care au fost folosite în trecut de polițiștii hunedoreni. Dacă anul trecut ceremoniile de la Arad cu ocazia Zilei Poliției Române au avut loc la Teatrul Clasic Ioan Slavici, acum acestea s-au desfășurat în sala recent renovată a inspectoratului. Vrem să fim mai aproape de cetățenii județului Arad, a municipiului Arad, bineînțeles, a tuturor localităților, fapt pentru care, ați văzut și dumneavoastră, sistemul de ordine publică a fost reorganizat. În fiecare comunitate există polițiști. Tot cu această ocazie, 88 de polițiști arădeni au fost avansați în grad. Vor fi acordate 4 diplome cu titlul de polițistul anului. Este vorba de activități pe segmente de domenii de activitate. Așadar, se acordă titlul de polițistul anului 2012 în domeniul poliției judiciară, agentului șef de poliție Nistor Marius din cadrul poliției orașului Ineu. Ceremonia de la Inspectoratul Județean de Poliție Arad s-a încheiat cu decernarea de diplome polițiștilor anului, precum și înmânarea de cupe polițiștilor care s-au remarcat în cadrul competițiilor sportive Arpolis. La festivitățile de la Arad au participat alături de reprezentanții administrației publice locale și 3 delegații de polițiști din Anglia și Ungaria. Buletinul prima dată! Agresorul.